parte, județul Dâmbovița, de un asasin economic. E vorba de fostul ministru al transportului, unul Drulă, care este liderul USR. Și Năsui, care tot a blocat tranzacția combinatului de uzuri special. Dar a plată. Da. Aia este ordonanța care a fost elaborată și adoptată de guvernul pe care l-am condus. Năsui a refuzat să facă demersurile legale pentru a se realiza tranzacția și a constitui entitatea economică viabilă care se poate să facă. Gândiți-vă, noi avem un consum de 1.400.000 de milioane de tone anual pe fiecare ton, în condiția în care nu produce mai mult de 200-230 de în România. Era vital să putem să producem noi de tona mai fie de ton, în România, la prețuri care sunt competitive. Dar sigur că pot să pun întrebare, de ce acordul guvern nu face treaba asta? Donanța e vigoare, îi așteptăm. Să constituie o entitate economică viabilă, o societate comercială care să utilizeze activele care sunt funcționale și care pot fi viabilizate pentru a da drumul la produs. Premier, s-a făcut tranzacția, grupul Beltrame a preluat combinatul de oțiu, o investiție privată de 400 de milioane de euro. Dar Drulă care a blocat proiectul DN71 și a condamnat județul 2 ani, i-am pierdut din cauza acestui Drulă. Vă referiți la lătirea la pasul Benza, DN71, între Bădana și... Lucrurile trebuiau să înceapă în decembrie, acum vreau, și a venit Drulă și a blocat proiectul. Drulă a anulat contractul, dacă vă aduceți aminte, tipul guvernării mele, s-a semnat și pus constat contractul de construcție, de execuție. Drulă a anulat contractul respectiv. Și a promis că face un drum expres și a dat drumul la procedură de licitație pentru ăsta. A fost categoric împotrivă. Numai să știți foarte bine că eu susțin vădirea la patul pentru drumului respectiv, că din mandatul meu de ministrul transporturilor și că DN72 în mare parte a beneficiat de o reparație capitală, la care n-am apucat să tai o bani, că a tăiat o berceană, dar care a primit în mandatul meu. Nu numai reparația capitală pe DN71 de la Târgoviște până la Sinaia, iarăși este fundamentală pentru că este într-o zona de mare interes turistic și cu potențial de dezvoltare, ce este fundamentală accesul. Dar de când am fost eu ministrul transporturilor, nu prea s-au ocupat ministrii transporturilor, indiferent cine au fost ei de județul de Dâmbovița, dacă ne uităm. În ceea ce mă privește, eu am împins, cât am fost premier, toate lucrurile înainte și am încercat să realizăm lărgirea la 4 benzi, de asemenea, multe alte proiecte importante pentru județul Dâmbovița în domeniul infrastructurii. Ați avut în filiala pe Dâmbovița și mai ales în președintele acesteia unul cei mai mari susținători când ați avut competiții interne. Cum ai dialogat cu domnul Buran și dacă sunteți dezamăgit că nu v-au urmat? Nu, nu sunt dezamăgit. Asta este o opțiune de conștiință. Eu nu am tras de nimeni să vină în proiectul meu. Faptul că cineva a rămas în PNL după ce PNL pur și simplu a trădat electoratul care a votat PNL. Că asta a fost trădat, să readuși PSD-ul la putere, să pun din nou la butoane PSD-ul, să fii într-o alianță guvernamentală cu PSD-ul, care este practic adversarul politic, reprezintă o trădare gravă. Eu nu am pus să fiu complice la această trădare și tocmai pentru a avea libertate de a-i reprezenta în continuare pe oamenii care au votat cu Partidul Național Liberal la ADGD din decembrie, am făcut această construcție. Și ne-a rămas cu PSD-ul în pat, s-au zis, se simte bine, iar pentru mine nu mai reprezintă un interlocutor. Deci nu aveți dialogul, domnul Bunea? Dialogăm că suntem oameni și ne cunoaștem, dar una este relația interumană și alta este politică. Din punct de vedere politic, în momentul în care el a rămas într-o formațiune politică care este condamnată la vasalitate față de PSD pe cel puțin 7 ani de acum înainte, din punct de vedere politic, nu poate fi partener. Să înțelegem că este trădător din moment ce a rămas în PNL care a trădat electoratul? Pe cei care au luat decizia și au rămas în PNL alături de PSD, din punctul meu de vedere, au comis o trădare față de cetățeanul care ne-a votat. Pentru că cetățeanul ne-a votat pe baza unui program de guvernare, pe baza mesajului de campanie care a fost votat cu PNL ca să scăpați de PSD. Doar PNL poate să bată PSD. Ăsta a fost mesajele de campanie. Nu mai zic de Iohannis
care a făcut troacă și porți și PSD-ul 7 ani de zile, ca după aia să descopere și acum a devenit mare fan PSD. În curând o să-l vedem și la aniversările comuniștilor, ca participant în chestiunea asta. Deci, din punctul meu, de vedere, politica este o chestiune de încredere. În momentul în care te duci în fața alegătorului să-i cer votul, tu cer votul pe baza unui program, pe baza unor angajamente pe care ți le iei, pe care ești obligat să le respecti, că asta e democrația reprezentativă. Noi avem un mandat reprezentativ pe care oamenii l-au învățat ca să facem anumite lucruri pe care ne-am angajat să le facem. În momentul în care cineva face cu totul și cu totul altceva decât a promis că face, ăla nu are pic de credibilitate. Din punctul meu de vedere, astăzi nici un om de dreapta nu mai poate să-și risipească votul pe PNL, pentru că dacă votează PNL, de fapt votează PSD. Asta este realitatea. Dar noi am văzut pe Gabriel Grozavu de exemplu sau pe Maria Văjorghe, doi dintre admiratorii lui Ludovic Orban. Zice admirator. Foarte bine. Nu sunt un star rock sau un star de mare admirație. Oamenii sunt liberi să decidă. Eu am un mesaj foarte simplu. La alegerile parlamentare au participat la vot 31,6%. Dați seama, 69% aproape din populația României nu și-a exprimat vot. Dacă acești oameni probabil ar fi venit la vot, poate ar fi schimbat soarta României. Și nu ar fi permis această alianță toxică, antidemocratică, această alianță caprovazistă, ca să nu spun altfel, că am mai folosit în termen, dar nu mai folosesc, că am fost criticat. România are nevoie de acești oameni. Să înțeleagă că nu mai poți să lase politica pe mâna unor impostori, pe mâna unor plagiatori, pe mâna unor poți de profesie, pe mâna unor vincinoși, unor vânzători de iluzii. Trebuie să implici în politică, dacă țin la societate și la România și la direcția în care se îndreaptă România. Lasă-o să mă întrebări. Mai întrebați-mă o dată. Gabriel Grozavu, Maria Grigiu, doi dintre fanii...